Iar acum, doamnelor și domnilor, am ajuns la momentul de vârf al serii și, ca de obicei, gala GSP se încheie cu premiul pentru fotbalistul anului. Ei bine, redacția Gazetei Sporturilor a nominalizat 24 de fotbaliști, iar cei mai votați au fost... Da, și dintre cei 24 nominalizați, evident că a câștigat unul singur. Iar acesta este... Într-un an modest, la drept vorbind, pentru întreg fotbalul românesc, Florin Niță a reușit să se remarce prin multe prestații extraordinare și la Sparta Praga, dar mai ales la Naționala României. Lucru extrem de rar, Niță a ieșit pe primul loc la toate cele 5 categorii de votanți: cititori, căpitani, antrenori, președinți și ziariști GSP. Este al 6-lea portar care câștigă acest... trofeu extrem de important în ancheta Gazetei Sporturilor. Au fost evident nume mari care s-au înscris pe această listă și care au intrat pentru totdeauna în istoria fotbalului românesc și unii dintre ei chiar în istoria fotbalului mondial. Primul a fost Narcis Coman în 1978, apoi Silviu Lung în 1984, Marele Helmut Duc Adam în 1986 pentru acea seară memorabilă de 7 mai, finala Cupei Campionilor, când a apărat 4 penaltiuri, Ciprian Tătărușanu în 2015 și, înaintea lui Niță, a fost Ionuț Radu acum 2 ani, în 2019. Așadar, să-l aplaudăm, doamnelor și domnilor, pe Florin Niță și să ascultăm mesajul său transmis de la Praga. Bună seara de la Praga! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru votul acordat. Vreau să vă spun că sunt foarte fericit pentru acest premiu acordat din partea dumneavoastră. Țin să vă mulțumesc încă o dată tuturor și vă doresc să aveți un an cât mai bun și plin de realizări. Mulțumim foarte mult, Florin Niță, și încă o dată felicitări. Vreau să vă spun o chestiune, că în paginile Gazetei Sporturilor din zilele următoare o să găsiți povestea acestui fotbalist și povestea de viață este absolut tulburătoare și nu exagerez cu nimic. Merită să o citiți, merită chiar să o recitiți dacă îi cunoașteți povestea acestui copil plecat dintr-o sărăcie incredibilă și iată a ajuns atât de important în fotbal. Este, cred că, un model pe care ar trebui să-l avem și să ne gândim foarte des la el.